Salutare lume, înainte de a începe videoclipul cu Metin, vreau să fac o promovare lui Sura PVP. Deși el face videoclipuri foarte bune, abonații și vizualizările lui sunt număr foarte mic, așa că merită un pic de ajutor din partea voastră. Am să vă las linkul lui în descriere, să trageți voi un ochi pe canal. It's a trap! Salutare lume și bine v-am găsit la un nou Let's Play pe Metin 2 Scorpius. După cum puteți vedea, mi-am luat un Sora de level 75 BM. Din păcate, Ninjelou Hatake nu mai aparține, l-am vândut. Nu l-am dat pe Sora asta, l-am vândut pur și simplu în Yang. Și m-am gândit să fac ceva nou, un Sora BM, fiindcă este foarte bun la PvP și merită să joci pe el. Și na, între timp mi-am cumpărat și ceva iteme, m-am axat să-mi iau cu blocare corporală și na, și cu 10 semioma pe coiful ăsta. Am dat 510 milioane, unii zic că e mult, alții zic că e bine, mă rog, na, este ceea ce am căutat și eu sunt mulțumit. Vulturul tot așa, ala cu imun și cu 10 blocare corporală. Decât 6 inătăți, zic că e mai bună blocare corporală, mai bine să dea un miss, cel cu care fac duel. Așa, pe acesta nu mai știu cât am dat, 280 ceva de genul, 280, cam așa. Așa, Kyulini ăștia îmi plac foarte mult, sunt de bătaie generală, mai mult, merg și 1-1, dar au lipsă câte 5, dar la început o să meargă. Abano și tot așa de bătaie generală, 15 sabie, 10 mâini, 10 săgeți, sunt și de DT. Eu zic că sunt foarte bun de bătaie generală. Astea sunt niște iteme care trebuie să le dau. Uitați, astea de aici trebuie, astea vor rămâne. Până acum de aceste 4 iteme am făcut rost, iar colierul o să vreau unul de perle sau unul de aur. Tot așa, genul, nu știu, sabie, 10 sabie, 10 două mâini și ca jumate, ceva de genul. O să găsesc. Vreau să mă axez pe generală, dar și 1-1. Întâi setul de generală, zic eu, că ar trebui făcut, fiindcă, na, poți să dai și duel cu setul de generală, nu e o problemă. Acest colier îl țin așa, na, provizoriu. Brățara este foarte bună, dar în schimb aș prefera în loc de un K 800 PV, mai bine pun un K jumate și 10 semi sau un K și 10 semi de level 54. Mi-ar da și 10 critică și la Sura BM ajută foarte mult critica în duel. Și na, o schimb și pe asta. Asta am luat-o ca să fie ceva de genul. Am dat foarte puțin pe ea și o țin. Uitați, hai să dau un cineva acum, fără supărare. Uite, de apă asta mi-e scuze, frate, dar trebuie să testez pe tine. 7K jumate și am decât 20 semiom. Această armă este foarte praf. Na, abano și n-au semiom și... Na, nu am așa un deget... Un damage mare. Cred că tipul ăsta vrea să mă omoare. Da, săracul vrea. Dar și eu vreau să bag protecția asta. Hei, nu mă supăra. Ia să dăm una. 4K 400. Ia, chiar sunt curios cât dă mine. Cu toate că nu am... a dat mentalul ăsta. N-am două mâini chiar așa mult. Na, m-au bubuit, ce vă să zic. Na, nu este gata încă și... Ce vă să faci? Așa, azi ne vom uita un pic prin shop-urile acestea, fiindcă încă caut iteme, genul armură, un dinte și brățara aia ce v-am zis, da, asta și eu cam caut. Da, ce pot să-i fac? Să ne continuăm treaba. Și sper că cel care a cumpărat contul cu Ninja să-l stăpânească sănătos. M-am dezlipit foarte greu de el, dar nu prea știam să joc pe Ninja. Asta e toată treaba. Și nu stătea în
tehnică, nu venea în mână, nu știu cum să zic eu. Skillurile, cum să le dau, uitați. Deci, a, papucii n-am zis cât am dat pe ei. Am dat 650 de milioane. Eu zic că am dat foarte ok, fiindcă, uitați, acestea au 2 KPV și 2 de 10 și sunt 750. Dacă mai aveau în plus 10 săgeți, gândiți-vă că tipul ăsta cu șopul cred că i-ar fi pus undeva la 900-920, ceva de genul. Na, și eu zic că i-am luat foarte bine pe aceștia. La 650 de milioane, eu zic că e foarte ok. Să vedem ce mai place prin shop. Nu-mi place. Of. Na, niciodată nu găsești exact ce vrei. Trebuie multă răbdare. Foarte multă răbdare. Pe ăsta o să-l fac când o să fie eventul ăla de Crăciun. O să se mai ieftinească SS-urile, fiindcă n-o să pice SS-uri din cufărola. Și vă dați seama și voi. Cizmulițe, ah, nu-mi plac. Da, am aici chiulinii mei. I-a pus, aoleo. Uite, în genul ăsta aș vrea eu să-mi iau un oțel de sura. Na, aș da pe el. A, eu asta e posedat. Nu știu cât cred că fac ăia. Un oțel așa de sura, cred că e tot așa, 650-700. Fiindcă acum nu prea mai e valoros. Ce vrea să se facă? Mamă, pleacă mă de aici, mă. Ia de aici. Cam periculoasă tipa. Sau tip. Sigur tip. Așa. Coif de 41 de var. Uitați ce mi-a făcut. Mi-a dat în timp ce aveam shop-ul deschis. Ia de aici că mai supăr. Așa. Mi-a dat în timp ce aveam shop-ul deschis și acum nu mai pot folosi magazinele până nu mor odată. Mersi foarte frumos. Hai să le enervăm pe tipul ăsta. Dar le enervez ca lumea. Ah, hai, hai, mă, mori, mă. Aparent. Ups. Băi, eu vreau să mă omor, nu te omor. Sorry. Bă, eu nici n-am licori albastre, așa sărăcie sunt, stau cu un can inventar. Ia de, fii atent, că-i dau și la asta. Ia de aici, că nici tu nu prea mi inspiri încredere. Ia atent. Ce mătură ciudat. Coada de mă. Acum depinde cum vrei să o iei, dacă îi zici mătură. Na, să vedeți cum o să mori acum ninja-ul ăsta. Wow. Acum apare 0, înainte arăta cu minus. Nu știu de ce a făcut asta. Probabil că, nu știu, sigur, să nu mai consume atâta viață. Pe uneori rămânea pe minus când te ridicai și consumai mai multe licori. Habar nu am de ce l-a făcut așa. Zic și eu părerea mea. Cu ai fost a 6 milioane jumate. Ba așa, un sura mai micuț merge. Dar acum ăștia te au din hituri și trebuie să te cam protejezi cu ceva blocare. Da, oh, merge scutul ăsta să-l iei doar să faci, dacă e sora mea, să faci teișu. Cam atâta. Ia, oh, ce să fac eu cu ăsta, mă? Temă, de oar sunt o groază, dar sura puțin e rău de tot. Aparent, ori s-a blocat metinul, ori îmi cade mie netul. Nu știu, una din două. Mai dau și o să văd cum dă surele ăsta. Mă, eu zic că dă bine, 7K jumate ar da într-unul fără iteme. Dacă își pune ceva magie. O să dau mai puțin, dar eu zic că e oricum e bun sora bumân la duel. După cum știți și voi. Căpărul nu prea au ăștia magie. Hai să zicem că pe brățară din start n-are cum să aibă semion, PV și magie. Na, sunt rare cazurile când dai de așa ceva. Și în caz de dai fugi cât te țin picioarele.
Păi cam atât am vrut să vă prezint în acest let's play. Sper că vă place Sura. O să urmeze multe videouri PvP cu el și na. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like și ne vedem data viitoare.